sunt etapele teoretice pe care le parcurgem pentru procesul de optimizare pentru motoarele de căutare. Și aici, după cum vă spuneam, discutăm despre două etape pentru prezentarea pentru începători. Discutăm elaborat pe aceste două etape, după care pe varianta pentru avansați o să discutăm despre celelalte trei, etapa 3, 4, 5 și 6. Deci încă 4 etape. Acum, cum stabilim cuvintele cheie pentru a ne atinge obiectivele stabilite? Asta este prima etapă. Îmi cer scuze dacă există greșeli de spelling pe prezentare, dar a fost făcută târziu în noapte și n-am avut timp să o recorectez, tocmai pentru că vreau să fie așa proaspăt ieșită din mine. În cadrul politicii de marketing generale, fie că e offline sau online, le include toate armele, metodele pe care le folosește o companie pentru a pune în valoare produsele și serviciile și a ajuta la decizia de achiziție, de a influența asupra poziției brandului și în, în general în lista de branduri existente din domeniul de activitate. SEO este, mai înainte de SEO, vorbim de marketing online. Marketing online este o componentă a acestei politici globale. Pe lângă, chiar vorbim de media tradițională, acum există la un moment dat o scindare între above the line marketing și below the line marketing, ATL și BTL. Ceea ce însemna că ATL-ul reprezenta ceea ce este tradițional, mediile clasice, cu suporturi clasice, iar BTL-ul reprezintă ceea ce este mai puțin tradițional și neconvențional. În online, nu poate fi poziționat cu totul în zona de BTL. Acum, cineva o să spună, da, dar ea este un canal de distribuție global. Atunci ar trebui încadrat pe cum, dacă avem radio și TV și le avem pe amândouă în ATL, ar trebui să și printul, ar trebui să includem online-ul tot în ATL. Lucrurile stau de aici această confuzie și oamenii chiar nu mai știu unde să poziționeze marketing online. Ideea e că marketing online se poziționează undeva pe linia de mijloc, pentru că o parte din ceea ce înseamnă marketing online reprezintă ATL și o parte din ceea ce înseamnă marketing online reprezintă BTL. Marketingul online tradițional este pe suporturi tradiționale. BNR, pe care le știți, pe suporturile acceptate IAB 728-90, 160-600 și celelalte forme de BNR, da? În format clasic, care funcționează pe principiul, se afișează în site-ul pe care îl desemnați în urma unui media plan. Da? Oamenii vizualizează mesajul, cei care dau click merg mai departe către site-ul de produs sau site-ul de companie. Pe lângă acest suport, eu am încercat aici să trasez câteva elemente care înglobează, practic, marketingul online. Așa. Sunt sigur că am scăpat câteva, dar sunt doar informative, orientative. Și avem PR-ul online, website-ul în sine, viral marketing, zona de elemente virale pe care le construim, cum ar veni toate. Majoritatea au un efect viral sau pot avea un efect viral, dar există unele care sunt dedicate sau special construite pentru a avea un efect viral. Vedeți filmulețul lui Despot, făcut de Metromind. Știți la ce filmuleț mă refer, nu? Da, dacă nu știți, căutați Despot 2... Reloaded. Reloaded, nu? Da. Și alte elemente, pay-per-click marketing este iar o formă de, aș spune, ea este organizată în funcție de forma în care se monetizează. Discutăm special despre pay-per-click marketing, o să avem prezentat despre pay-per-click marketing, dar este inclus aici. Weblogul sau blogul este un mecanism prin care, iar parte din politica de marketing online, anunțurile display, da? Pe display, deci ceea ce însemnăm noi, ce înțelegem prin banere tradiționale, partea de social media și community development, care e un pic mai complicată la momentul ăsta de înțeles, dar poate să ajungem să discutăm și despre ea. Am discutat un pic despre social networking data trecută și cum putem să folosim rețelele sociale pentru a dezvolta un brand și a susține un proces de vânzare. Și partea de interactive, aici, încă o dată, împărțirea asta e pur teoretică. Ea nu are, bineînțeles că lucrurile se întretaie. Un website poate să fie interactiv, la fel o campanie de display poate să aibă banner interactive în compoziție, ceea ce înseamnă că
elementele în sine nu sunt așezate așa pentru că au o, nu e o formă unanim acceptată. E o, sunt componente din zona de marketing online. Ce vreau să, de ce v-am prezentat toate astea? Pentru că vreau să înțelegeți că Search Engine Optimization este doar o bucățică din această politică de marketing. Și mai mult decât atât, o bucățică din politica de marketing online. Vreau să poziționăm mental ceea ce înseamnă SEO. SEO nu este singurul lucru pe care trebuie să-l facem. SEO este un element extrem de important. E o felie destul de mare. Bine, reprezentarea grafică nu e chiar în ratio, păstrează proporțiile. Dar SEO reprezintă, e fundamental pentru site, pentru conținut, pentru o grămadă de lucruri pe care să le vedeți chiar și în prezentarea asta. Deci, SEO, concluzia acestui slide și acestei mici paranteze, discuții despre componenta politicii de marketing, SEO este doar o parte a politicii de marketing online. Doar o componentă. Primul obiectiv, primul pas pe care îl facem în a noastră politică de Search Engine Optimization, este identificarea obiectivelor pe care le poate îndeplini optimizarea pentru mutare de căutare. Adică, noi ne gândim la trafic și o să vedem imediat care sunt obiectivele pe care, la care ne-am putea gândi. Vreau să vă explic în mod global. Obiectivele reprezintă scopul pentru care folosim o armă de marketing. Iar SEO este în sine o armă de marketing, la fel cum erau și celelalte prezentate mai devreme. Scopul este cel care definește motivul. Dacă nu avem un motiv, dacă nu e destul de, nu se rentează pentru noi să facem Search Engine Optimization, nu se rentează, pentru că există o grămadă de motive pentru care s-ar putea să nu se renteze, ar putea să nu renteze SEO. Ideea e că trebuie desemnate sau specificate clar obiectivele pe care le avem în dezvoltarea unui business, într-un dezvoltarea unui brand, a unor servicii sau produse la vânzare, tocmai pentru a înțelege care sunt aceste obiective și care este scopul pentru care să folosim această armă de marketing. Unul din obiectivele pentru care folosim Search Engine Optimization sau putem să folosim Search Engine Optimization este recunoașterea mărcii. Ceea ce înseamnă sau Reputation Management. În zona de Reputation Management avem poziționarea în rezultate sau rezultate indexate în motorul de căutare a articolelor sau paginilor cu conținut pozitiv sau negativ raportat la un anumit brand. Fie că e brand personal, fie că e brand comercial. Brand personal mă refer la identitate în sine. De exemplu, l-am avut invitat aici pe chinezul, care e și blogger, care scrie pe chinezul.eu, dacă nu mă înșel. Și nu mă înșel că nu știu exact dacă e cu EU, că eu l-am un bookmark acolo și dau click și EU, da? De exemplu, vorbim despre identitatea lui, chinezul. Cine e chinezul? Și acum, dacă căutăm fix pe zona de identity, dacă căutăm articole despre chinezul, da? Pe zona de brand, personal. O să găsim articole care spun chinezul este de treabă, chinezul este un om serios, dar și chinezul nu-mi place că a făcut nu știu ce, nu este un om serios. Ceea ce înseamnă că în momentul în care facem căutarea și identificăm o pondere mai mare pe articole negative decât pe articole pozitive, folosind tehnici de Search Engine Optimization, putem să îmbunătățim această poziționare în motor de căutare. Acum, asta este doar un exemplu vis-a-vis de recunoașterea mărcii. Bineînțeles că recunoașterea mărcii înseamnă și atunci când asociem anumite elemente cu brandul respectiv. De exemplu, dacă avem telecomunicații, și căutăm telecomunicații, care nu generează în sine vânzare. Dacă cineva caută telecomunicații, nu generează în sine vânzare dacă se intre pe un site care caută, are nevoie de telecomunicații. Nu asta e intenția în sine, că e prea broad, e prea larg. Dar dacă caută telecomunicații și găsește Orange, asociază mental ideea de telecomunicații cu brand Orange. Ceea ce înseamnă awareness și recunoașterea mărcii, ca identificând și asociind cuvântul cheie cu brandul respectiv. Practic manipulăm percepția utilizatorului vis-a-vis de un anumit brand. Mergând mai departe, ceea ce sunteți foarte obișnuiți să faceți și probabil mulți dintre dumneavoastră, cum îmi spuneați mai devreme, sunteți deja angrenați în lucrul ăsta,
O folosiți Search Engine Optimization pentru servicii, pentru vânzarea de servicii și produse online sau offline? Aș vrea să facem o diferență aici. Vânzarea de servicii și produse online și generarea de lead-uri care vor fi închise ulterior de către echipa de vânzări sunt două procese de vânzare diferite. Bineînțeles că în prima situație, vânzarea de servicii și produse care se achiziționează direct online, vedem un magazin virtual, decizia de cumpărare este antrenată și în momentul în care vizitatorul se află pe site, el trebuie să ia decizia de cumpărare. Deci decizia de cumpărare se ia în momentul în care vizitatorul este pe site. Lucru care este foarte greu pentru că trebuie să existe factor motivațional care să determine pe el să ia decizia de cumpărare exact în momentul în care se află deasupra butonului de click. De cumpără acum, sau adaugă în coș, sau comandă acum. Acum, putem merge atât de departe în a spune că până și forma butonului influențează decizia de cumpărare. Folosirea tehnicilor de Search Engine Optimization pentru a genera vânzare online este diferită decât pentru brand awareness, pentru recunoașterea mărcii. În teorie, cam asta e poziționat. Pentru generarea de lead-uri care vor fi închise de echipa de vânzare, la fel, este asemănător, doar că diferența e că decizia de cumpărare nu se face pe site. Decizia de cumpărare este intenția de cumpărare. Interesul este specificat, este pe site. Tu trebuie să convingi utilizatorul să-și dea interesul și să ceară de la tine o întâlnire. Iar vânzarea propriu-zisă și closing-ul e făcut de către echipa de vânzări. Un alt obiectiv pe care poate să-l aibă politica de Search Engine Optimization este oferirea de conținut cu scop educațional. Oferirea de conținut cu scop educațional nu este în sine un lucru, poate fi monetizabil în contextul în care conținutul ăla e plătit, dar exemplul cel mai elocvent în cazul ăsta este Wikipedia, care explică și oferă informații despre toate domeniile și dacă vom căuta foarte multe cuvinte cheie, o să vedem că pe foarte multe cuvinte cheie Wikipedia ranchează printre primele rezultate. Olivian, poți să fii tu timekeeper-ul, că vreau să știu și eu cam cât, cum e cu timpul. Sper să nu. Ok, o să încep să trec un pic mai repede peste lucrurile astea. Generarea de trafic pentru site-urile cu anunțuri. În cazul site-urilor cu anunțuri, ceea ce se întâmplă este că website-ul devine, practic, sunt acele portaluri. Anunțul de la A la Z, az.ro, anunțul.ro, da? târdemașini.ro și alte site-uri care prezintă, practic, informații la vânzare. Practic, ce fac ele? Duc, selectează și triază din pool-ul mare de vizitatori aceia care ar fi interesați de anunțuri specifice pe anumite domenii care sunt prezente pe site. Un alt tip de politică de Search Engine Optimization. Trebuie aplicată altfel, trebuie gândită altfel, structurată altfel. Acum, politica centrată pe identitate, politica long tail, care e de regulă specifică pentru oferirea de conținut cu scop educațional și în generarea de trafic pentru site-urile de anunțuri, câteodată și în awareness, câteodată și în vânzări. Ideea este că fiecare este, ce vreau să rețineți din această slide, este că lucrurile se fac diferit în funcție de diferite obiective pe care le aveți. Aș vrea să zic gata, mai am un pic. Pasul 2, după ce ați stabilit obiectivele și v-ați definit politica și forma în care gândiți optimizarea pentru modalele de căutare, mergem mai departe în identificarea cuvintelor cheie conform politicii stabilite. Și acum, dacă am zis că facem alegem cuvintele, dacă alegem oricare dintre politici, trebuie să facem, în primul și în primul rând, un brainstorming. Și am definit aici ce înseamnă brainstorming pentru cei care avem și noi ședințe de brainstorming și vreau să definim în linii foarte clare care sunt regulile în brainstorming. Cu ocazia asta avem și soluția pentru brainstorming-ul de mai târziu. Brainstorming-ul pentru cuvinte cheie se face de regulă în cadrul companiei clientului și se întâlnesc este o cercetare
cantitativă, și o să vedeți mai încolo care este diferența între cercetare cantitativă și calitativă, e o cercetare cantitativă în care cât mai multe persoane vin cu cât mai multe idei, implicit cu cât mai multe cuvinte cheie care să genereze trafic, care să genereze trafic de calitate. Și să atingă în obiectivul respectiv, ca să încadreze în obiectivul respectiv. Ca și să trecem în revistă așa, probabil ați lecturat, focalizarea pe cantitate, fără critici, ideile îndrăznețe sunt binevenite și combină și îmbunătățește ideile. Există și metode calitative de cercetare aplicate. În atenție, construcția listei de cuvinte și identificarea listei de cuvinte pe care le folosim pentru a optimiza site-ul. Cercetările cantitative ar fi sondajul de opinie în cadrul organizației clientului sau în cadrul companiei care se ocupă de optimizare, brainstorming-ul cu subiect selecționat sau în cadrul organizației, fie la client, fie în cadrul agenției. Cercetări calitative sunt focus grupurile în care subiectii sunt clar selecționați din cadrul organizației sau selectați în special din afară, dar foarte clar specificat ca la recrutare, care se află în targetul, în profilul de consumator pentru produsul sau brandul sau serviciile respective. Și se analizează mai mult cuvintele excepționale. Mai mult calitatea, să zicem. Mai mult experiențele specifice decât volumul. Clientul misterios. Acum, clientul misterios folosește în alte zone, dar este o cercetare calitativă și la noi ar putea fi adaptat în forma următoare. Selectează subiecti care se încadrează în profilul țintă, îi pui în fața unui calculator și sunt rugați să caute un anumit produs sau serviciu și notați ceea ce caută ei. Studiul concurenței este elementar, se analizează paginile site-urilor concurente și se întocmesc liste de cuvinte pe care aceștia le folosesc. După care, folosim unelte automatizate și manuale. Folosim AdWords Keyword Tool, Google Insights for Search, programe pentru generarea de cuvinte greșite, unelte autohtone, avem oferite de trafic, dicționare și dacă le înglobăm pe toate, o să avem în final o listă de cuvinte cheie care să ne ajute să aplicăm politica noastră de optimizare pentru motoare de căutare ca să ne atingem obiectivele. Cam asta a fost prezentarea pentru începători. Există și pasul 3, pasul 4, pasul 5 și pasul 6, dar în prezentarea cealaltă. Acum cred că putem să luăm întrebări.